Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Gros, a participat pe data de 24 aprilie la reuniunea președințelor parlamentelor țărilor candidate la aderarea Uniunii Europene. La eveniment, speakerul a prezentat prioritățile agendei de guvernare, precum și provocările cu care se confruntă țara noastră în această perioadă extrem de dificilă. Printre prioritățile prezentate figurează reconstrucția economiei, securitatea energetică și consolidarea securității statului, reformarea justiției, precum și îmbunătățirea nivelului de viață. De asemenea, șeful legislativului s-a referit și la agenda de integrare europeană, accentuând scopul de a iniția negocierile până la sfârșitul acestui an. Implementăm recomandările Comisiei Europene și transpunem legislația europeană într-un ritm accelerat. Suntem conștienți că acesta este un proces complex, dar suntem determinați să le îndeplinim cât mai curând posibil. Republica Moldova trebuie să devină membru al UE în pofida provocărilor cu care ne confruntăm, a menționat Igor Grosu. În perioada 24-25 aprilie, speakerul Igor Grosu s-a aflat în Republica Cehă, unde s-a desfășurat conferința președinților parlamentelor din Uniunea Europeană. Totodată, șeful legislativului de la Chișinău a avut întrevederi cu omologii săi din diferite state, precum și cu cetățenii moldoveni care locuiesc, învață sau muncesc în Cehia. Între timp, ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au instituit misiunea de parteneriat a UE în Republica Moldova în cadrul politicii de securitate și apărare comune, obiectivul acestei misiuni civile fiind acela de a spori reziliența sectorului de securitate al țării în domeniul gestionării crizelor și al amenințărilor hibride, inclusiv al securității cibernetice, și de a combate manipularea și interferența informațiilor străine. Fiind una dintre țările cele mai afectate de consecințele invaziei ilegale a Federației Ruse în Ucraina, suntem martorii intensificării și continuării încercărilor rusești de a destabiliza Moldova prin acțiuni hibride. Astăzi intensificăm sprijinul UE pentru Republica Moldova să-și protejeze securitatea, integritatea teritorială și suveranitatea. Desfășurarea acestei noi misiuni este încă un semn politic important al sprijinului acordat de UE în actualele circumstanțe dificile, a declarat Joseph Borrell, înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, după decizia luată de Consiliul UE, scrie caleaeuropeana.ro. Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, misiunea va oferi consultanță la nivelul strategic cu privire la elaborarea strategiilor și politicilor și va identifica necesitățile de consolidare a capacităților în materie de avertizare timpurie, detectare, identificare, atribuire a amenințărilor și răspuns la amenințările hibride. Misiunea va dispune de o celulă de proiect responsabilă de identificarea și punerea în aplicare a proiectelor în domeniile menționate anterior, în strânsă coordonare cu alți actori cu vederi similare. Ca răspuns la solicitarea Republicii Moldova, misiunea europeană Moldova va avea un mandat inițial de 2 ani, iar cartierul său general operațional se va afla în Republica Moldova. Stefano Tomat, directorul general al SAE, al capacității civile de planificare și conducere, va fi comandantul operațiunii civile, un șef de misiune care va conduce operațiunile pe teren va fi numit în viitorul apropiat.